Suntem de la Partidul Verde Ecologist, candidate și candidați pe lista Partidului Progresist al Verzilor Ecologiști. Apărăm natura și drepturile omului. Suntem pentru justiție socială. În fața dumneavoastră am venit, candidate și candidați de pe lista Partidului Verde Ecologist, cu simbolul electoral Floarea Soarelui. Sloganul nostru din această campanie este Verde pentru sănătate și viitor. Credem că fără sănătate degeaba ai prosperitate, degeaba ai averi nenumărate, dacă nu poți să cumperi sănătate. Oferta noastră electorală pune în prim plan educația și sănătatea, după care grija pentru mediu, drepturile omului, drepturile animalelor. Suntem un partid de când e Republica Moldova, fondat în anul 92, când apăreau primele partide după destrămarea Uniunii Sovietice. Am avut și doi deputați în Parlament care au pus bazele legislației de mediu. Suntem în rând cu lumea acum în privința apărării mediului, dar corupția, sărăcia, incompetența face ca în Republica Moldova să se polueze, să se taie păduri, să se usuce râuri din cauza, ziceam, a incompetenței, a corupției și din cauza sărăciei. Credem că e prea mare diferența între oameni bogați și săraci. Trebuie să reducem aceste diferențe. Vrem să propunem prin lege impozitarea diferențiată. Cine are milioane să plătească impozite, să-i ajute și pe cei dezavantajați, cu dizabilități, pensionari, copii. Cine o duce sub minimul de existență, sub limita sărăciei, hai să nu ne atingem, vă rog, că e pandemie, mulțumim. Cine o duce sub limita sărăciei, nici să nu fie impozitat, pentru că e inadmisibil să jupoi impozite de pe cine nu-și permite să cumpere o bucată de pâine. Noi chiar propunem un venit minim garantat prin lege. Deja în lumea civilizată se discută așa ceva, ca persoanele care nu își permit să lucreze să aibă totuși minimum garantat ca să nu moară de foame. Credem că statul ar putea să investească în locuințe pentru tinerile familii, toată lumea să aibă un acoperiș deasupra capului, asigurat de stat. Dacă vrei să fii proprietar de locuință, de apartament, lucrează, cumpără, fă-ți proprietatea ta. Dacă însă vrei să nu stai sub cerul liber, statul ar trebui să te ajute din economii, să se impoziteze viciile, de exemplu, tutunul, tabacul, eventual cânepa dacă se legalizează, să se impoziteze foarte mult și din banii ăștia să se subvenționeze. Oleg Brega, sunt Oleg Brega, candidat pe lista Partidului Verde Ecologist. Mă bucur, mulțumesc. Alături de mine e Natalia Esco și ea candidată pe lista Partidului Verde, Victoria Lubov Spinei, și ea activistă de drepturile omului, militantă pentru justiție socială. De tipul ăsta avem o listă de 65 de candidate și candidați care apără drepturile omului, insistă să se respecte legile, cerem să fie cunoscute prevederile legale cu Domnul Iisus Hristos sau cu Domnul Cumpărător și potențial alegător. Veniți la microfonul verde, suntem candidate și candidați de la Partidul Verde Ecologist. Mulțumesc și eu! Noi suntem pentru economisire la bugetul public. Puteți să faceți și un selfie. Puneți camera din față și faceți un selfie.
Credem că se pot economisi bani la bugetul public dacă renunțăm la cele 33 de raioane cu boieri. Sănătate, mulțumesc, să nu ne atingem prea mult, că e pandemie. Și așteptăm o susținere. 33 de boieri președinți de raioane, cu secretari, cu mașină, cu birou, cu oficiu, cu pensii speciale. Astea sunt cheltuieli nejustificate, inutile. Credem că e imperios necesară regionalizarea Republicii Moldova, să avem doar 3 regiuni de dezvoltare, chiar să fie comasate primăriile până la 10-15 mii de locuitori, că altfel nu se justifică, nu e sustenabil, nu e durabilă o astfel de primărie în care din impozite abia de se plătesc salariul primarului, iar serviciile publice să fie digitalizate. Dacă ai nevoie de un certificat ceva de la raion, de la primărie, să-l poți obține online, de pe internet, de pe telefonul mobil, de la laptop. Se ajută oamenii, rudele între ele, și obțin un astfel de document, o programare la ambasadă sau vinietă se poate plăti online. De ce nu s-ar putea toate serviciile publice să fie disponibile online la un click distanță? În plus, avem biblioteci în sat, care sunt toate conectate la internet. Bibliotecarele și bibliotecarii atât așa așteaptă să instruiască. Spuneți, doamnă, care e minciună din ce am spus eu până acum? Internet pot plătesc, eu te duci la bibliotecă, te duci la bibliotecă din sat și bibliotecarul gratuit roagă să vină acasă. Care nu poate și-o dor picioarele, ea se poate duce la primărie, nici la vot nu se poate duce dacă o dor picioarele, nu? Și atunci cheamă urna mobilă acasă, cheamă notarul acasă, nu? Dar cum vreți, să-i facem primărie femeii la poartă sau cum să facem? Primărie în fiecare sat cu 50... Noi pentru oameni vrem să fie bine, vrem să reducem administrația raională care cheltuie bani inutili. Toate 33 de raioane sunt inutile. Aici trebuie să fie pentru fiecare om să-i fie igiene, nu se reduce încă raional, încă primăria raională. Și unde să mă duc? La Orhei? Întreb un certificat și fără inscriptura mea nu... Online, la bibliotecă, te duci și obții certificatul. Nu știe toată lumea și nu trebuie online-ul. Eu, de pildă, nu știu nici a citi, eu nici latina nu știu, igiene. Și ce-ți fac? Să vin la te tine? Duci la bibliotecă și bibliotecarul te ajută, îi plătiți pentru asta. Nu sunt bibliotecar și nu mai faci nici bibliotecar. Hai să facem primării și administrație raională în fiecare sat. Dar vedem că se cheltuie bani inutili, că primarul nu are împuternicire. Mai puțin să fure și primarii trebuie să șeibă pe loc aici. Taman primarii și administrația raională fură. Să aibă grijă de lume și de nărot. Ce trebuie să aibă grijă? Și la Chișinău de mine? O trebuie să aibă grijă primarul aici de Răzână, că aici el e tata nostru. Primar în Răzână o să aveți, dar primar în sate cu mai puțin de 10.000 de locuitori nu o să fie, că nu avem cu ce să-i întreținem. Trebuie de dat locuri de lucru să vii din mereu acasă și adăcasă și lumea ca să aibă unde trăi și unde lucra. Dar nu să închideți stăt. La Condreța, primăriei cu 600 de locuitori, din impozitele adunate de la Condreța, n-ai cu ce să plătești nici salariul la primar. Poate vreți fiecare casă să aibă câte un primar, la fiecare mahala câte un primar? Cum era? Dar înainte, cum trăia lumea cu primărie? Era în fiecare sat, era primărie, erau primari, erau lume și lucra. Păi și acum avem 990 de primării, foarte multe, doamne, costă mult, vrem să economisim. Loc să lucreze lumea și să aibă de unde plăti și să lucrați aici. Da, vreți voia asta, faceți voia asta. Nu mai spuneți... Votați Partidul Verde Ecologist, noi vrem să economisim. Eu nu primesc, dar cheltui, pentru că eu candidez și vreau să răzbat în politică. Pe hârtiuțele astea am clătit probabil câte 2 bănuți fiecare. Dar nu-s gazete, uitați-vă, noi fluturași cu idei principale de pe listă. A cei care cheltuie gazete, reproșați-le, noi suntem verzi ecologiști și noi economisim. Noi nu suntem tăți, uitați-vă ce pleante mici avem noi, de 2 bănuți. La partidul mătare de acolo ea, care este acolo ea la popor. Verde ecologic. Da, ecologic. La partidul mătare, de-a muie înainte de primărie, câți bani nu luat partidul mătare? Partidul nostru nu are decât un primar la Bălăurești și n-a luat niciun bani. Bani au luat
O împărțit la fiecare partid. Ah, nu, nu, am înțeles. Banii care primește de la guvern în dependență de rezultate. Da, da, e ca... Câți bani? Că tu știi, Natalia, câți bani a primit partidul? Vreo 5.000 probabil de plătit sediu. Vă 5.000 și noi... N-a primit deloc? Cum? N-ați avut deloc rezultate? Da, și aia 5.000 trebuie să dați la o babă să-și facă o crișă la casă, vor să facă altceva. Și dacă nu-ți plătite partidele de la guvern, să-i plătească oligarhii, mafioții partidele? Pentru rușine. Ca să alegem parlament nou. Ca să alegem parlament nou. Stai locul primar, vezi? Este babă în sat, este baba și la fiecare babă câte un primar, am înțeles. S-o sută de oameni, de babi, că mai în sat au rămas numai babe. S-o sută de babi. Și la sută aceia de babe un primar sau câte unul la fiecare. Un primar că el răspunde de lume. Dar din ce bani să plătim primarul acela, doamne? Din ce bani să plătim primarul acela? Că babele cele nu plătesc impozite, ele sunt pensionare. Babele n-au acest rict o moșneac, domnule, la babele cele. Moșnege vor primărițe. Moșnege vor să aibă dreptate și ei cu pințele civilizate. În țările civilizate nu sunt câte o primărie la 1.000 de locuitori. În țările civilizate sunt la 10-15.000. În țările civilizate nu sunt 30 de raioane la o țară de 2 milioane. Eu nu știu, știi adevărul, cunoaște termenul. Da, știu, da, știu, da, știu. Da, știu, da, știu. Primările trebuie și primarul trebuie. 2 года мамы мне. Это диспортировали, я не жаловалась, что так мне может примар помочь. Я обращаюсь к нему. Нет. А почему вы не обращаетесь? Как может помочь, если вы не обращаетесь? Да. Не обращаюсь. Значит, смотрите, вы пишете сначала в примарию в письменном виде, в 2 экземплярах, и регистрируете письмо с, как, на почту, да. Посылаете заказное с уведомлением. Потому что, когда вы подойдете в устном виде, есть факт того, что могут не рассмотреть ваше заявление и сказать, что она не была у меня, докажи, что ты была у меня. В устном форме это так, может, между прочим, что-то вы можете спросить. А когда у вас глобальная проблема, значит, критическое состояние, вы пишете заявление на имя примаря, идете на почту, пишете в 2 экземплярах, регистрируете, там придет вам ответ, обязательно вам придет ответ с уведомлением. Значит, ответ должен быть. Заказное с уведомлением. Пишите в 2 экземплярах. Один экземпляр заявления остается у вас на руках, а один там. Если вам примар ответит в негативной форме, как бы, или отрицательной форме, что вас не устраивает, дальше вы обращаетесь к нас, этот ассистент СОЧАЛ. Там тоже есть форма, где вы можете, даже простой человек один раз имеет право на социальную помощь один раз в год. Вам ее могут дать в размере, в той размер комиссия составит, по вашей просьбе, насколько ваша проблема большая. На ремонт или на... Ты слушаешь эту лапшу? Да. Пишите опять же в письменной виде, в 2 экземплярах, и сначала берете ответ примарии, который вам придет по почте заказное с уведомлением. Именно от примаря, если будет отрицание, вы берете с этого отрицания ответ. Опять делаете в 2 экземплярах ксерокс, ксерокопию. Одну оставляете себе, одну. Пишите опять заявление в КНАС. И также регистрируйтесь, не идете к нему в кабинет. Но у вас тут есть райсобес, это вот где аждор сочал получает, ассистент засучал к нас. Вот туда вы идете. Вы не идите туда, вы просто туда напишите заявление в письменном виде. И отсылайте почтой заказное с уведомлением. Ждите ответа. Говорю, первое письмо вы обращаетесь к примарю, вашему тут местному. Ждете ответ. Если отрицательный ответ, вы пишете в райсобес, где дает аждор СОЧАЛ социальную помощь. И еще, вы упомянули, что вы инвалид, да? У вас есть справка, утверждающая инвалидность. Я волонтер, защищаю именно инвалидов. Я тоже инвалид и кандидирую на функцию депутата в парламент. Я могу вам посодействовать или хотя бы проконсультировать и помочь хотя бы в этой форме. Скажите, вы хотя бы раз куда-нибудь обращались?
ни ассистенты сучалы, ни информированные, ни примар. Так как же вы хотите, чтобы вам помогли? Я вам говорю, пишите в заявление в двух экземплярах. У меня сильно большая ситуация, что сестра, можно сказать, встали, приехала, покормила маму. Что она сделала? Для этого есть юрист. Я не юрист, вы можете подойти. Слушайте, вы можете подойти, есть бюро адвокатов. Значит, составляете справки в связи с тем, что у вас маленький доход, и вы инвалид, и у вас нечем заплатить адвоката. Пишите заявление на шефу бюро Авокацелор и утверждаете, прилагая все ваши справки, что у вас маленький доход, и что вы инвалид, и что вы нуждаетесь в бесплатном юридической консультации. Вам обязано государство дать бесплатную юридическую консультацию, и он вас проинформирует, какие справки нужны, куда обращаться и что делать дальше. Если вы остались без дома, я не могу прямо полностью, как юрист, вам все по полочкам. Но, в общем, я как изучаю права уже вот третий год, я вам говорю, вам нужен специалист в этой форме, а вот то, что вы не получаете никакую соцпомощь, я как Астем Сочиал, приват. И это я вам говорю. Вы должны писать везде в двух экземплярах. Это ваша вина, что вы не информированы. Я сейчас вам в данный момент информирую. В вашу защиту и в вашу пользу. Вы должны писать в письменном виде, в двух экземплярах, регистрировать письмо через почту. Это и есть утверждение, доказательство, что вы обращались. Письменно. Sau se duce la cancelarii și poate înregistrează și îi pune ștampilă pe al doilea exemplar. Dacă nu vor, te duci la poștă și faci scrisoare recomandată. Că altfel dacă te adresezi verbal, ei îți promit una și după aceea, dar când ți-am spus? Nu ți-am spus, n-ai probă, n-ai nicio dovadă. Sau filmați, puneți telefonul în față și filmați ce promite primarul, ce promite consilierul. Și dacă aveți video, trimiteți la Brega, la Curaj TV și publicăm imediat gratuit. Suntem de la Partidul Verde Ecologist, candidați și candidate pe lista Răsăritei. Simbolul nostru electoral e floarea soarelui. Eu sunt Oleg Brega, altădată candidat independent cu simbolul electoral biciclistul curajos, dar acum am venit în echipa verzilor curajoși. Suntem cu un partid progresist preocupat de mediu și de drepturile omului. Simbolul nostru electoral e floarea soarelui, în popor se mai zice floarea de răsărită. E o floare care poate aduce schimbarea. Vrem să împrospătăm viața politică. Vrem să economisim bani la buget și din acești bani să reducem din sărăcie, să construim infrastructură, mai ales stații de epurare și poligoane de sortare, prelucrare a deșeurilor solide. Credem că Moldova merită un viitor mai civilizat, că moldovenii pot să trăiască bine și acasă.